părerea unor sighetenți, stațiile de autobuz reprezintă o problemă în oraș. Pe lângă că sunt puține, majoritatea sunt fără refugiu și fără băncuțe, astfel că oamenii sunt nevoiți să aștepte mijloacele de transport în comun în picioare. În unele zone, spun oamenii, doar marcajul de pe trotuar indică faptul că acolo ar fi stație. Credeți că ar fi necesar să se construiască aici o stație cu refugiu? Păi normal. Nu-i normal așa ceva. Unde te adăpostesc? Când plouă, când ninge? Unde stăm? În soare. A fost dincolo una cu acoperiș, o spart-o. Bun, băncile astea, omul stă pe bancă vara, când nu plouă, când nu ninge. Da? Și acum ce face? Ce face omul acum? Unde stă? S-a întâmplat să vă prindă ploaia așteptând autobuzul? De câte ori? De câte ori? Dar cine ne bagă în seamă? Vedeți drumurile cum îs, să fac drumurile, să fac canalizările, să face ceva în orașul ăsta. Nu. N-ați văzut oameni stând în picioare? Stau în picioare. Pe cine interesează? Să ocupă cineva de lucrurile astea. Cu cea? O stație acoperită. E, da, sigur. Așa ar fi frumos. Dar plouă un chic și nu este frumos ar fi. S-a întâmplat să vă prindă ploaia în stație? De câte ori, nu știam unde să fugim. Unde vă refugiați? Poftim? Unde vă refugiați? Dar pe unde apucăm aiute, fugem. Dar cât e frumos când că eu m-am uitat și în alte țări și până altul loc, că o stație în, acoperită, în stația e foarte frumos. E foarte de folos, că nu stai în ploaie, nu. Vine o furtună, vine o ploaie, vine elevi, măr la școală, cobor, nu, trebuie neapărat. Dumneavoastră, cum vă descurcați dacă vă prinde ploaia, dacă este soare puternic? Nu, no, e ploaie, stai în ploaie, că autobuzul dacă e nu te-a chemat de pe unde ai fugit. Trebuie să merem acasă. Problema stațiilor de autobuz neamenajate este confirmată și de administratorul special al Societății de Transport Public în Comun, Mara Nord. În Sighet sunt 80 de stații de autobuz, dintre care 6 sunt amenajate, 7 au fost cu copertină, iar restul sunt neamenajate. Nici vorba să fie suficiente pentru că nu există. Și nu exagerez deloc în ceea ce spun. Fostele stații de autobuz concesionate unei firme la peraza municipiului au fost multe dintre desfințate datorită unei regândiri de trasee și de poziționare a opririi autobuzelor. Noi vom face demersul în continuare și vom insista primăriei, la primărie, beneficiarul și proprietarul acestor stații de autobuz este o obligație a lor. Dacă pe legea administrației publice locale spun că cei care administrează stațiile de autobuz și nu numai aceste stații este primăria, nu putem fi noi ca și transportatori. Eu mi-aș dori să avem puterea noi să amenajăm stații de autobuz. La nivelul secolului 21 vă spun, merg până acolo, ceea ce îmi doresc eu ca și transportator, să fie condiții decente, inclusiv pe perioada de vară cu aer condiționat. Sunt stații în această țară și în municipii de rangul Sighetul Marmației care au în dotare ceea ce vă spun eu. O problemă majoră cauzată de lipsa stațiilor de autobuz amenajate ar fi mai ales la periferia orașului. În lipsa stațiilor și a trotuarelor, oamenii așteaptă autobuzul pe podețe sau pe marginea șanțului, spun reprezentanții societății de transport. Din păcate, nu sunt stații de autobuz în oraș. Mergeți pe periferiile municipiului și o să vedeți că oamenii stau în ploaie, în vânt, fără o copertină și fără băncuțe. Minimele dotări de confort a pietonului lipsesc. Am făcut demersuri și vom încerca în continuare să lămurim administrația locală să se nască acel mobilier urban care reprezintă stații de autobuz în municipiu. Care a fost răspunsul autorităților locale? Vom face. Pe de altă parte, primarul Horea Scubli spune că la primărie nu a ajuns nicio solicitare cu privire la stațiile din oraș, însă nici nu s-are în vedere construirea unor stații de autobuz noi. Eu aș vrea să rămânem cu câte avem, pentru că cu cât ai mai multe stații, cu atât circulația se produce mai anevoios. Din fiecare stație asta înseamnă. Acum, între noi și Baia Mare, distanța între stații e de 5 ori mai mare la ei decât la noi, că la noi orașul e mic. Motivul pentru care stațiile din Sighet nu sunt cu refugiu ar fi lipsa de spațiu. Transportul în comun, din păcate, nu este așa de folosit la noi. Sunt stații cu refugiu? Știu să-ți spun, nu cred, stații normale fără refugiu, că nu avem spațiu să facem refugii.
De lipsa stațiilor de autobuz din oraș s-au plâns și unii dintre cei care fac autostopul. Aceștia au reclamat numărul mic de stații de autobuz din care pot lua o cursă extraurbană și distanța mare dintre stații.